Ce-a pus-o, bă, mungiu ăsta cu 4-3-2? De-aia și mers mintea. Merita primit cel mare. Cum să joci 3 numere și să-ți iasă 6? Ăsta-i noroc porcesc, mai de lămăza. Băi, de Ștefule, mungiu nu e tipul care a câștigat la 6 din 49. E regizorul ăla român care a câștigat primul cel mare la festivalul de film de la Cannes. Doamne? Din Franța? Din Franța? Și după ce a făcut toată chestia asta, a făcut o ședință foto într-un jacuzzi plin cu șampanie și cu manechine. Femeie. Ce caut astea aici, că te crăp? Da! Ți-am zis să strângi masa după ce mănânci! Să speli vasele! Crești, dar n-am terminat, mămica, că n-am... Nu vezi că sunt n-am terminat! Ei! Uite, caltru. Să dă naiba să vin și să găsesc masa în halul ăsta, că te... Ce mă fac o goașă cu vrăjitoarea, că mă rădă... Doamne, de ce nu mă ajungi pe mine să ajung în Franța? De ce? Dacă erai tu un regizor de step ca Mungiu, acum erai direct acolo. Ce film a făcut ăsta, mă? Un film? Nu știu, că nu l-am văzut. Cu avorturi. Cu avorturi? Ți-a ajuns și carul ăsta, mă. Primește tot felul de porcării, filme cu măscări, cu... Mărlane, am zis avorturi, nu sex. Lași că-ți faci avort! Nu trebuie să rămâi una gravidă! Ca să rămâi gravidă, trebuie să faci! Vorba aia, înțelegi? Dacă făcea cu măscări, nu ajungea viața lui să câștige. Da. Filme de-astea poți fac cu oricine, chiar și eu. Chiar și eu? Corect! Corect! Chiar și eu, ca să ajung în Franța! Mărlane, nu vrei să-ți aduc un diazepam? Că ai privirea aia care cere așa ceva. Cine credeți că vine la mine în emisiune? Un violator de câini. Nu țin minte să te fi invitat. Vine însuși Cristian Mungiu. Ăsta e un regizor care a câștigat la... Ce să zic eu ție de film, băi băiatule? A câștigat la Cannes, nu știu, ia uite la... La festivalul ăla la care o să câștig și-o la anul. Și la mulți ani. Să ne dea nebunii bani. La anul chiar nu să stai așa în fața mea, pupăză. Uvașa. Da, anul îți dă casting la ziar, că eu mă duc să scriu scenariu, mă. Potorește, făi, odată, că dai grea cu actul de creație. Să mă potolesc, a? Ca să poți tu să te închizi cu toate fufele alea pe care le chem la castinguri. Ia uite, dar de unde știi tu că e fufe? Ce ai mai fost tu la castinge? Da, am fost și eu, ce? Se dădea probă pentru o văcuță odată la un lapte și am fost, ce? Ai, și câte gălezi de lapte dădeai? Ferdi!
să dea naiba să alegi vreo flușturatică de aia care trebuie să se aplece ca să-i vezi talentul, că... Dar mai bine știi ce fac? Am să vin cu tine la castinguri să te ajut să le alegi. Fete serioase, decente, cu ochelari, ca să fii mai sigur. Mersi, doamne! Ce-ai făcut, mă? Dar n-am vrut! Lasă pe asta! Ce-ai făcut? Ai dat anunțul? Da, marca banul. Că m-a costat 1.000.000 de lei. Las că te trec pe generic, la sponsori. Ne, n-am nevoie să mă treci pe niciun generic. Marca banul. Acu! Hai, fată, să mergem. Ce avem de pierdut? E pentru Cantus, dai seama. Iubi! Ce? Am să-ți dau o veste. Tare. Merge la un casting pentru un film pentru Cannes. Ce film? De dragoste, Iubi. Dragoste? Adică cu pipăieri, cu mozoale, cu sărutări, cu dintr-astea? Chiorete, Cannes este un festival serios, așa că nu primește filme de-alea. Ce vorbești? Nu știu eu ce filme primește ăia. Păi eu n-am aflat cu ce a câștigat anul ăsta Mungiu cu ăștia premiul mare. Cu filme dintr-astea, cu măscări, cu cutare. Nu te duci la niciun festival. Eu nu sunt împins să-mi las iubitica în gura lupului. Dar de când îmi zici tu mie ce trebuie să fac și ce nu, a? Ei, uite, dar naibii că mă duc, că m-ai enervat. Hai, fata. Ia, uite-te la el. Ce-am ajuns eu cu pachetul lui? Chiorete, deschide ușa! Nici într-un caz! Chiorete, deschide ușa! Nu mă face că mă arunc pe geam, Chiorete! Dezi? Da! Suntem la 5? Chiorete, e prea sus! Deschide ușa, Chiorete! Ce face marele Carantino? Sau Cupola? Ai, băi, Ciulichi, fii atent aici. Lasă, Caterinca, că am un business grav pentru tine. Ce? Vorbești cu mogulul, cu patronul al tău, de, așa, să sponsorizeze și mie filmul. Și eu îți dau ție jumate din bani. Fii atent, dau jumate din bani. Plus de asta te bag și pe țeavă să fii producător. Știi cum e? Pe la producători trec toate actrițele înainte de casting. Mă înțelegi unde bat? Sparge-o, Vandam, când îți spun că eu răspund! Nu, că iar o să facă super scandal nebuna aia de Iulica. Mai bine așteptați până vine ea cu cheia. N-avem timp, deșteptule, că trebuie să ajungem la un film, la un casting de film, de fapt. Ce film? De dragoste! Iubito, tu te duci să-mi te pipăie toți regizorii și producătorii aia frustrați? Vandame, stai chill că oricum nu o să luăm castingul. Mergem și noi așa la Hoha, să vedem dacă avem talent. Iuri? Nu mai ești dragă la cabinet? Hă? Ai timp de castinguri? Îmi găsesc. Dacă asta poate, eu de ce să nu pot? Și în plus, dacă devin actriță, o să avem mai mulți pacienți la cabinet. Că știi și tu cum sunt nebunii. Se visează cu actrițe. Așa e. Good morning. Păi ce căutați mai aici? Că e casting de gagice. Știm, dragă, că noi l-am organizat. Ce? Ce? Bună ziua! Good morning! Eu sunt producătorul filmului. He's the producer! Îmi pupă ză G. Grigoraș. Îmi pupă ză G. Grigorian. Și dânsul este regizorul, Mărlanu Ferdinand. Întâiul. The first.
Dă-ntăiu că te găsești ce mă faci pe mine, flori. După cum bănuiesc că știți din anunț, filmul este unul de dragoste. The movie it's from the announce, it's a love movie. Și este produs de televiziunea la care eu lucrez. And this produs from the TV where he works. Și destinat festivalului de la Cannes. From the festival from Cannes. Quale și ulcele? Titlul filmului... The title movie... Este Ghici cine-i soția. Yeah, who's bed? Adică cine-i în pat? Și avem nevoie de trei grații feminine. We need the three gratii. Dar mai bine să-l las pe domnul regizor să vă explice să el. Să vă explic eu? Vă mulțumesc, domnul producător. Așadar, să încerc să începem cu păluga din cord. Doamna mai înaltă, dacă puteți să ne recitați ceva, două replici dintr-un film celebru, ce vreți, din Shrek, din ce... Ceva, dar cu interpretare, da, să da, spuneți, doamnă. Cu interpelare. Bârlane, îți bagi joc de noi? Extraordinar! Ce naturalețe, ce nervi, ce... O notez. Pico, că-i babă. Iorold. Grema, Iorold, picară-ți. Du-te-a ciocolățica de lângă. Zici mai tare ceva, dar cu o interpretare, pe cox, așa. Auzi, umflatule, ciocolățica ai tu în cap și ăla care te-a lăsat să faci filmul, da? Doamne, doamne, cum s-au nimerit toate talentele astea la noi? Ce câtă forță de exprimare, cât simți ura care vine din suflet, că... Mă notez. Pico și pasta, că nu pot să bulănesc, mă rupe chiorete. Trebuie să vă bulănesc, că-l pică, că... Și ați fost, ați picat ăla. Ați fost pamuche, pamuche, eu v-am zis foarte bună, foarte bună. Domnișoara de lângă... Nu mai sunt domnișoară, fătălăule. Au. Că Van Damme e bărbat, nu ca alții. Pică obraznica. De ce, ce-a vrut să zic? Vezi-mă odată până vine Van Damme pe tine. Nu e mă cine știe ce de cap e cu ăștiu, lasă, Pico. Adică! Nu, stați liniștit, nu-l băgați în seama, ați picat. Așadar, conform listei în măsură, deci au fost ales următoarele trei domnișoare. Ia zi, pe cine ales? Tau, Titanicu. Mă dărăcu. Sper că nu știi pupezele astea trei. Scuze-mă, pupeză. Ia zi, repede, pe cine ales? Amara, pe cine să aleg, dragă? Pe ele trei, ce ai de spatele Titanicului? Bărcuțele de salvare. Merge? Motor? Acțiune! De. Iubitule, eu te iubesc ca sarea în bucate. Așa de mult te iubesc. Hai la următoarea. Iubitule, eu te iubesc ca zahărul din prăjituri. Așa de mult te iubesc. Hai și tu. Iubitule, eu te iubesc ca ceafa de porc la grătar, ca jumările cu ceapă, cârnații unsuroși. Ce n-am mai fac? Mărlane! În scenariul scrie că telespectatorul trebuie să aleagă. Tu ai zis asta. Eu am zis, eu n-am trebuit. Atunci, păi dacă trebuie, hai mai tragem o dată. Ce vorbești? Ăsta v
face special să se pupe cu noi, mă. Ia-o și pe asta, ce idiot fac eu spre ea, așa-i, dragă-l-ați. Ce pupă-ză? Ce, bă, bă, să nu care ne-a tăiat fondurile. Mi-a dat țeapă, Mungiu. Nu mai vine în emisiunea mea pentru că dă interviuri pentru americani, mă! Dă-l bun! Faceți voi ceva, că el e producătorul filmului, mă, zoriți-l un pic, împăcați-l, crede ce sunt săracul de aia, mă duc că mă taie. Pauză? E, dacă e pauză, atunci dă-mi mie camera, mai bine, să șterg obiectivul. Ce mă fac, mă, pe cine invit eu în emisiune? Auzi, mă? Dar de ce nu-l invizi tu pe Mârlanu? Că doar face film pentru Cannes. Tu-ți dai seama, e super publicitate. Mai ales că ești și tu producător. Ești genială! Ești genială! Deci... din Oceanul Pacific a ieșit un pește mic și pe coada lui scria E-M-A. E-M-A, nu, nu E-M-A. Din Oceanul Pacific a ieșit un pește mic și pe coada lui scria a câștigat negresa. Din Oceanul Pacific a ieșit un pește mic și pe coada lui scria cum o chema patria. Doamnelor și domnilor, revenim la discuția cu viitorul câștigător al Marelui Premiu de la Cannes și trecem la filmul propriu-zis. Când l-ați trimis jurului de la festival? Adina, de-abia l-am terminat de montat. De fapt, nu eu, asistenta mea, Angel... Angelica, care este o fată deosebită, să știți, extrem de muncitoare și n-am niciun interes să o perii, că între noi nu e absolut nimic. Ce? Da. Ce mai avea super glu? Înțeleg, dar spuneți-ne câteva cuvinte despre film. Da, este un film 100% de dragoste. Trei doamne iubește simultan un domn. Adică eu, eu. Da, e senzațional, dragi prieteni, iată. Exact, domnul, adică eu. Vrea să se căsătorească, dar nu se poate hotărâi cu cine, pentru că toate este... E marfă de marfă ce am băgat gagici în filmul ăsta. Și ca să se decidă să se hotărească el, adică le pune pe fiecare să-i facă câte o felație de dragoste. Câte o declarație de dragoste, vreau să spun. Finalul este fără final. Aici lăsăm telespectatorul să decidă pe cine aleg eu, adică domnul. Dar mai bine, haideți să vedem imaginele aduse de domnul Mârlanu ca să ne facem o idee, așa, regia, caseta, vă rog. Iubitule, eu te iubesc ca sarea în bucate. Așa de mult te iubesc. Hai da, următoare. Iubitule, eu te iubesc ca zahărul din prăjituri. Așa de mult te iubesc. Ia, ești convins acum? Ia. Eu zic că pupă-ză, nu... Păi dacă Mârlanu i-a făcut chestia asta, îți dai seama tu la ce a obligat o pupă-ză să-i facă, bă? Că el e producătorul. Așa, pupă-ză, ați inventat tâmpenia asta de film numai ca să ne bulăniți fetele, a? Păi, Vanța, bă, tu ai nebunit? Nu invenții, mă, asta este film artistic, mă, e pentru Cannes! Da, cășmările, cu ceamă, cârnații, unsuroși, ca...
Grea alegere, iubitele mele. Dați-mi voie să mă retrag într-un loc de taină și să reflectez. În Oceanul Pacific a ieșit un pește mic și pe coada lui scria a câștigat negres... Nu, n-a câștigat. În Oceanul Pacific a ieșit... Ce e asta, Mărlane? Nu știu. Ăsta e film artistic pentru Canmo, umflatule. Da. Dar știți ceva? Vă omor, mă! Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Mărlane, ai primit un plic din Franța, mă? Păi sictir de ce? Să nebunești! Ăia de la Cannes au nominalizat filmul la categoria scurtmetraj neconvențional, mă! Poi mâine trebuie să fie acolo! Poi mâine! Așa, titră. Dacă mai faci o dată titră, îți dau cu ceva în cap, umflatule, da? Cu ăsta vorbeam. Titră. Da, adică! Deci așa, titră. Trece ziua ta, nu spui nimic, ca să-mi dai de băut, a? Dar n-am luat încă banii. Te împrumuți? Nu stai! Păsa! Adică de ce să te împrumuți la mine, mă? Ce sunt eu, mă? Pe cere, pe mere? Bere de sub băncile astea care se mai cunoaște, mă, Rolu? De ce, mă? Mă, Rolu se cunoaște doar cu băncile, dă-mi par, bă. Hai, sictir, tablagiu comunitar. Sau cum să-i ceva mai danez? Luchiurete, de ce nu-i cer, mă? De ce nu-i cer, luchiurete? Eu tocmai plecam. Nu mai răzdă-te, Enrico. Dar ce te agiți așa, că nu ți-am cerut bani? Titră. Adic! Îl completam că nu știe să se exprime, da, eu să-l ajut, n-am nimic cu tine. Eu voiam să-i confirm lui Mărlanu că n-am primit salariu. Da, nu l-a primit. Ai văzut, Mărlane? Păi și dacă n-am primit salariu, de ce să fac cinste? Cere lui Măta. Poate n-a cheltuit toți banii pe silicoane. Poate are puși deoparte.
Are pe dracu, dacă avea, de ce mai mi-a cerut mie? Ca să nu strice depozitele, că așa face pensionarii. Își pune bani cu dobândă la termen ca să aibă la bătrânețe. Sigur, băta doarme pe carnete de economic. Și tu, rupt în fund. Costeluș, băi, că nu te duci și tu puțin afară la joacă? Nu, mamica, pentru că am lecții de făcut. Dar lasă lecții, n-ai de lecții. Du-te și te relaxează, că de-abia ai venit de la școală. Nu pot, mamica, că mi-a zis doamna învățătoare să fac lecțiile acum, cât sunt proaspete în cap. Nu, acele dracu de doamne, scorpile. Hai, Costeluș, te rog eu frumos, du-te afară, că acum vine poștașul, mă. Și știi că nu-i face deloc plăcere să stai în gura lui când îmi dă pensia. Dar nu stau în gura lui nenea poștașul, mami, eu stau la măsuță și scriu. Costeluș, da, dacă își dă mămica niște bani, a? Ca să te duci să-i pui pe cecul al tău, te duci acum? Nu, mămică, e vorba de cecul ăla pe care îmi strângeam eu bani când eram mic pentru ziua mea. Mi-l trimiți acum, că vreau să mă aniversez. Bă, băiete, eu ți-l trimit. Dar dacă n-a la ce baza, să știi că faci rahatul praf. Că eu nu mi-aduc aminte să fi pus pe el mai mult de vreo 200-300 de lei. Și aia vezi? Vandame, mă tot gândesc la o chestie. Păi ce-ar fi dacă te-aș ajuta eu să-l găsești pe tactul? Hă? Păi, iubito, eu l-am căutat 3 ani de zile și nimic. Îți zic eu, ne pierdem timpul degeaba. Ei, ne pierdem timpul. Vandame, eu sunt de meserie, mă, sunt detectiv. Hai, mă, că așa o să scapi și tu de toate angoasele, nu o să ne mai certăm. O să-ți găsești și tu liniștea interioară. Faci tu asta pentru mine? O fac pentru noi, prostule. Hai, urează-mi succes. Succes? Oh, geanta, geanta. Cine este iubitul? Tactul, Vandame! Fiule! Date! Măi, femeie, dă berea! Ce vorbești, mă? Să ajungi un betivan ratat ca tactul, mă? Bă, așchia, nu sare departe de trunchi. Un pahar pe zi. Atât ai voie, clar? Ce mă fac? Bogoașe, ăia 300 de lei? N-a stat degeaba, bă, a făcut pui. Nu știi care-i deviza la cec? Azi un leu la cec de pui, mâine el va scoate puiile. Și 25 de ani închipuie și tu când s-a strâns. Cu indexare, cu actualizare, cu stabilizare, cu dobândă, cu dobândă la dobândă. Uită-te, blambecule, că neam de neamul tău nu o să posede elevare de-asta ca mea. Zilu, mă, ta să vie cu cecul, coacă-i, carnetul plin de bani. Adică nu-i zice, mă, că, Doamne ferește, poate nu-l mai vezi, zi să ți-l trimită pe-n poștă. Hai că lui băta i-a plăcut poșta la viața ei. Chiorete, hai repede că am o treabă cu tine. Hai mă, hai! Hai mă, vină cu aia. Mărlane, nu cred că merge. Dacă avea bani mulți pe el, îi cheltuia deja până acum. Ce bă? Ți-a furat careva portofelul sau care-i treabă? Chiorete, vreau să fii tatăl meu. Ce, mă? Bă, tu crezi că mă confunzi cu Dezirica? E doctor de psihiatru, bă, de ăsta. Ia-te la mine aici. Eu, Chiorete, alb la față, polițist, nu bun. Dezirica, ciocolăție la față, doctor psihiatru. Foarte bună, dă. Bă, Chiorete, am nevoie să fii tatăl meu pentru câteva ore. Și te cinstesc.
Fii atent aici. Emma și-a propus să-l găsească pe tata. Păi bine, mă, și eu am față de tată. Oare crezi că sunt vreun babalâc ceva sau care treaba? Tu, mă, Chiorete, dar tu ai autoritate, că de-aia ești polițist. Și dacă ți impui tu autoritatea în fața ei, o să pot să-mi o impun și eu după aia, că o să-i spun că am moștenit-o de la tăticu și nu pot să mă abțin să nu fiu șef. Eu am eu autoritate, mă? De-aia face ce vrea Dezirica cu mine? Calmă, Chiorete, te rog. Și uite, dacă vrei, o să aranjez să fie și Dezirica de față când faci tu pe șeful cu Emma. Și așa o să-i transmit și un mesaj indirect despre ce înseamnă autoritatea bărbatului în familie. Bah, poate nu-l chem pe Dezirica. Ia, stai. Păi și dacă mă recunoaște, bă? Nu te recunoaște, Chiorete, că o să te deghizezi. Mergem la pupus la televiziune și te deghizăm acolo. Ce-am iubit-o? Ia zi, ai aflat ceva de tata? Încă n-au început cercetările. Nici nu mai trebuie, pentru că astăzi s-a întâmplat ceva extraordinar, o minune. Ce? Am trecut așa într-o doară pe la orfelinat, pe acolo unde am crescut, și ghiși ce am găsit. Ce? Un bilet de la tata cu numărul lui de telefon. Și ai vorbit cu el? Normal, mâine vine aici. Dar nu poate sta mult pentru că el lucrează în străinătate. Mâine? Și unde-l primim? Cum unde-l primim, iubito? Aici, în coibușorul nostru. Tu ai nebunit? Omul ăla vine obosit de pe drum. Poate vrea să se odihnească. Unde vrei să-l culc? Cu mine în pat? Să nu-ți mai zic că vreau să le invit pe Iulica și pe Dezirica să facem și o impresie bună la tata socru, să vadă că suntem integrați în societate, că avem prieteni. Corect. Nu, mămică! Nu-i nevoie să fii aici, trimite-l tu prin poștă. Ce urgi, mămică? Iau și eu acolo niște șampanie. Șampanie de aia de copii, mămică, roz. Cum știi că-mi place mie, da. A, Gogoșica, bine că ești aici. Trebuie să vorbim ceva neapărat. Da, neapărat. Da, mă. Stai. Poștele, tăi, iubițica, mamă și mie nu-și pui. Tragi imediat la telefon 5G, că m-ai făcut curioasă. Poștele! Da, e urgent! Te-a vorbeam cu mămica! Băi, las că sunt tu după aia. Alo, băi, fii atent aici. Fii atent aici. Da, sunt. Am nevoie să-mi închiriez și mie vila pentru câteva ore, că vine tasul lui Van Damme din străinătate și... Și vrei să te dai mare, nu? Nu, dragă, vreau și o să fac impresie frumoasă, că la lui acolo n-am nici măcar o masă să-l omenesc. Te rog, te rog. Te rog, te rog. Bine, mă, vă las casa. A venit? Acum ajunge, e pe stradă. Hai, liniștiți-vă, o să fie bine. Băi, aveți grijă să nu ne dați de gol cu casa, da? Vă rog eu. Sunt bine? Da! Tată! Fiule! Ce emoții, vedeți. Dă-i dracu mai ușor, că dă-i dracu machiajul. Dă-mi drumul. Stai un pic, că impresia artistică contează. Dar stai, dracu, să-l îmbrățișez și eu pe tata socru. Tata socrule! Iubito, ai gata cu sentimentalismele, că doar e bărbat, nu muiere. Tată, să-ți prezint prietenele noastre de familie. Ea e Iuliana și ea e Dezire. Mm-hmm. Încântat. Întoarceți-vă cu spatele la mine! Hai! Nu! 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 Hai! Socrule, ia loc, te rog! Uh-huh. Uite ce e fătucă! Bărbatul este capul familiei! Și capul familiei nu-i spune nimeni unde și când să stea! Cu atât mai puțin, muierea!
Nu prea ai făcut instrucție cu ea, băiatul tati. N-ai prea rupt pisica. Nu-mi place chestia asta. Ce te uiți așa, domnișoară? Cine, eu? Da, exact. Dumneata ai un prieten sau un iubit? Mă rog, după caz? Da. Mm-hmm. Și tot așa îi faci și dumneata lui, cum îi face asta lui Fimiu? Tot așa e, fată în casă? Nu, domnule. Și dacă nu credeți, puteți să-l întrebați și pe el, pentru că o să apară acum. Unde-i fata asta? Mereu întârzie ca să mă facă de cacao. Întârzie cu un motiv bine temea, domnișoară. Da, văd că nu sunteți prea îngăduitoare cu el. Vedeți? V-am mirosit eu bine. Îl cam ține sub papuc. Dar nu este adevărat, domnule. Ba este! Că de câte ori a fost nevoie... Tată! Noi nu ne-am văzut de o viață și tu te cerți cu femeile. Nu mai bine bem un păhărel. Păi ce văd aici, mă, la telefon mi se văita mincinosul patentat că n-are ce pune pe masă. Și uite ce bunătăți o să-mi dați. Unde-i risipitorul ăla, calcrap? Bună ziua, doamna Gogoașă, ce surprind! Cu ce ocazie, păi aici? Cu ce ocazie? Păi am aflat la telefon că tantele meu și-a tras în bovnică și mie nu mi-a zis nimic, măcarul dracului! Unde e cătălui? Da, dânsul, cine e? Dați-mi voie să fac prezentările. Tatălui Van Damme, domnul... domnul... Vârtosul Caraiman! Și doamna Gogoașă, mama unui prieten care își aniversează astăzi ziua. Încântată de cunoștință. Dar vă cunosc de undeva? Ați fost cumva poștaș? Îmi pare rău, cred că mă confundați. Mergeți, mergeți. Eu umblu cu afaceri mai mult prin străinătate, să știți. Străinătate? Când aud cuvântul ăsta, mă ia cu leșinuri. Că mi-e frică de avion. De-aia nici nu las pe costărușa-l meu să se cucoace în avion, că cine știe ce se întâmplă dracu și în crapă. Dar cum văd ceva mâncare și iau în bucătură, îmi revin imediat. Bună mâncare. Eu am făcut-o, că am învățat să fiu gospodină. Cam fără sare, fără piper, fără gust. Dar în rest, culoarea e și bine, să știe. Ce să-ți povestesc? E și culoarea bine. Lasă, dragă, că așa sunt bărbați. Mereu nemulțumesc. Ba nu. Da, n-am ținut niciun bărbat la ușă. Să nu-i strice educația lui Costelu și al meu. Să prindă și al meu de prinderele de bărbat misogin și îngânfat ca ăsta? Exagerați, domnul. Poate tata socru este învățat cu restaurantele de lux din străinătate. Ce restaurante de lux, făi fata, mă? Că acolo intră numai bărbați educați, mă. Nu mi-i toca în casta, mă, care jignesc femeia de-mi tot ce moment. Ba că nu-i mâncarea serată, ba că n-are piper, ba că n-ai călcat rufele, ba că n-ai pădut cu foarele. Auzi, cocoană, iar te mai băga tu în familia mea, că eu vreau să-i învăț pe tinerii ăștia. Ce să-i învești, mă? Ce poți să-l învești tu, mă, pe fietul, mă? Lasă-mă că știu eu ce învățați voi. Taci, pe băieți, voi ăștia care umblați toată ziua brambura cu pantaloni, vine prin străinătățuri. Păi, fată, ascultă la baba, că am experiență, am trecut pe multe, dacă lași bărbatul să ți se fie în cap, ajungi cârpă de șterși pe jos, fată, și o să-și plâng de milă. E valabil și pentru voi, polugilii. Da. Mm-hmm. Scuzați, așa este dânsa mai pornită pe bărbați. Mm-hmm. Dar are și motive, a fost părăsită cu un copil. Vai, și ce copil? Ce părăsită? Care părăsită voi, că eu i-am dat papucii mitocanului? Mă rog, mitocanilor. Păi ce eram proaste să țin la ușa mea niște bărbați butotoi și să strice educația băiețelului meu, gingaș, băi. Dacă făceam eu porcăria asta, mai ales și-a costelușa al meu, mândrețea de bărbat care este astăzi, mă, dacă țineam un tantalou de tată, a! Auzi, madam, până una alta, mândrețea asta ta de fiu e un fătălău și numai din cauza ta. L-ai făcut prostul familiei, un lingeblide, un terchea-berchea, un atârnător, un etc., etc., etc. Dacă avea un tată, îl învăța să se poarte ca un adevărat bărbat. De unde știi tu așa ceva? Goră! Dai jos, cocoșatul! Eu vorbesc acum! Fiul meu nu o să fie niciodată ciuca bătăii sau a femeii. Auzi, băi, terchea-berchea, că... Să taci! Că te crap! Bărbatul e bărbat și nimeni nu-i încalcă cuvântul.
Ați înțeles, piturițelor? Că vorbește cu voi! Gata cu emanciparea asta obraznică a muierii! Gata! A venit vremea să dăm jos bărbăția din pod! Mă, ce bărbat! Ce autoritate! Bună afară, nu-i închid actul ăsta. Dacă mai zice ceva, îl crăpul termină, am înțeles? Da, a ajuns lumea asta unde a ajuns! Pentru că nici o femeie nu-și mai ascultă bărbatul! Da, toată ziua dă-mi flâncă! Aia fă! N-ați terminat? Nu, că tocmai ne ținea tatălui Van Damme un discurs fascist. Ăsta... fascinant! Vai, ce mă bucur că sunteți cu toții adunați aici la aniversarea lui Costeluș al meu! Că-și dorea săracul de atâta vreme asta și nu s-a putut, tăntălăule! Dar Fiorita unde e? E la serviciu, unde să fie? Fiar poliția, naibii! Ea nu știu câta oară când mă lasă să-l aștept ca o proastă! Vai, ce târziu s-a făcut! Cer scuze, dar eu trebuie să plec. Mă cheamă afacerile. Dar de ce să vă grăbiți așa de tare, domnul Vârtoșu? Că un milion în plus sau un minus la valoarea dumneavoastră nu mai contează, nu? Pare rău, nu pot. Bună seara. Da, nu, nu. La revedere. Piturilor! La revedere, drum bun. Mămica, mi-a adus cadou? Cadou ăsta nu e al tău, Costeluș? Uite, ăsta e cadou tău, domnul Vârtoșu! Stai, leule! Ah, mă ierb în taf de numă! Ce ai, femeie? Ce ai, femeie, căpiat? Da! Tu l-ai căpiat! Tu și cu forța ta, că ești singurul bărbat care a avut autoritate și care m-a dominat! Te vreau! Te vreau acum! Și am și un cadou pentru tine, uite, vezi? Bravo, fraier! Fugi la cic, vezi cât ai pe el! Aha! Are pe dracu, mă. Păi tu crezi că dacă mai avea ceva pe el, le aducea scorpia? Păi, măcar a rămas cu băutura și cu haleala. Hai să trăiesc! Hai la mulți ani, băgașe! Lasă-mă, femeie! Nu te las! Nu pot! Nu înțelegi? Nu pot! Nu înțeleg nimic! Trecu de brațea chină, te caută moartea pe acasă, ți-e țeartă de numai. Dacă-l mai văd pe cretinul de tactu, șnițele-l fac, mă. Că e paranoic, am înțeles. Dar să lovească o femeie? Ce bărbat! Ce bărbat adevărat! Fandame, dacă îmi dai numărul de telefon, îți fac un cadou. Uite, uite! Nu-i dai nimic, mă, că nu vreau să-l mai văd. Și să te nebi să însemeni mitocan și violent, că te bat 24 din 24, mă! Ce bărbat, fai! Poate omul chiar a avut de lucru. Tu, în loc să fii tandră cu el, să încerci să-l faci să se relaxeze, să-i pui o muzică romantică, să-l iei la dans de cum intră pe ușă. Păi... Da, am întârziat. Și ce-i cu asta? Am întârziat pentru că am cirvici. Cirvici plini de responsabilități. Tace. Deci funcționează. Sunt din nou cocoși. Cucurigu! Da, așa sunt eu. Eu sunt capul familiei. Bărbatul își pune în cârcă toate responsabilitățile. Nu și-a de la distracții ca alții. Sau să tragă din melița aia lor. Înțelegi? Dacă lași bărbatul că ți-l frâie în cap, ajungi cârpă de șterși pe jășcatul. Auzi, mă, misogini ingrat ce ești. Eu încerc să fiu tandră cu tine, să te relaxez. Vrei? Am vrut! Acum nu mai vreau. Dacă mi-ai venit cu fițele astea de mare macho, să te relaxezi singur, băiețel, ai înțeles? Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Sără rușit, le-am și o caretă asta de ce chiar lui frate mi-a rămas mic și m-a rugat să viu eu, că el s-a îngrășat și nu poate vie cu turnei buzul. Dacă puteți să spuneți cât tare e pe el. $250 de milioane. Mulțumesc!
Unde dai gaura? Tăi din gură, că dacă aude Angelica aia, mă, dacă... Zic cât a dus sacul. Ce dracu, naști? Nu, tablagiule. Naște gagică tu? Băi, cred că Ferdi pune ceva nașpa la cale, în secret. Cred că vrea să dea o spargere cu mafioții aia lui. De unde știi? L-am auzit vorbind cu Mușchiulică. Zicea ceva de o gaură și de spart. E clar, ăsta și-a găsit vreo fată mare ce-acu... Au! Ce fată mare, mă? Păi n-are una, la ce-i mai trebuie? Păi asta nu-i fată mare, mă, e fată multă, mă! Au! Băi, da, nene! Ferdi! Băi! Tante! Ferdi e subiectul aici, nu eu! Costița fumată care ești! Păi, trebuie să aflăm, Musai, dacă spargerea este de tip mafiot sau de tip deflorare. Că dacă e de tip jaf și ascundeți vreo... ceva, vreo informație de organ, vă ba la tăinuire, bă! Că legea e lege și o respect, să vă fie în clar. Da, și cum aflăm? Te duci la clapul mafiei, gogoașe, și îl întrebă. Nu vă supărați, aveți în program vreo spargere cu Mărlanu? Păi, și-mi zice mie? Au! Tu doar trebuie să-l urmărești pe Mărlanu pas cu pas, să vezi ce face. Mă, nu mă minți! Spune-mi unde e piticul, că te fac cât el! Dar nu vă minți, nenea! Tanti, piticul nu mai e, sunt eu în locul lui. Să mor eu în pușca de concurență dacă l-am pus pe Mărlanu să dea vreo spargere. A! De ce vorba de o gagică? În final, îl omor. Dar să vezi ce-l omor eu. Operează fără să ne spună, ca să nu cotizeze. Alo? Emma? Vino urgent la agenția de detectivi. Am o misiune pentru tine. Ha? Ia zi, Gogoașa, ai aflat ceva? Încă nimic. Stă în cameră și tot măsoară pereții de zor. Atunci e în clar. Asta plănuiește a da o spargere pe la Fumbogătan, după acelea din cartier. Bă, voi vă dați seama că dacă Mărlanu chiar dă o spargere, păi o să spar și ce-ți? Eu! Bă, ce nu ți-e rușine? Dă față cu mine să zici măgărie asta? Păi vă bapă toți la pușcării, mă, dacă spar și tu ceva, bă. O să sparg audiențele, băi, Robocap. Vai de capul tău. O să filmez spargerea în direct. Ce arestare? Și te fac vedetă, mă. Totul e să nu lăsați pe Mărlanu să se uite la televizor zilele astea, că vreau să anunț flagrantul. Și dacă el vede, se prinde. Wow! E pentru mine? Stai că... De când îmi doream un ceas deosebit? Dar iubito, ziua mea este abia peste o lună. Păi... Oricum nu mai contează. Vandame, nu mai bine ți-l dau eu peste o lună? Adică de ziua ta, că nu e bine să dai cadouri dinainte. Nu e bine. Iubito, acum l-am văzut. Gata. E super. Vandame, stai. Nu pot să ți-l dau. Cum adică nu poți să mi-l dai? Nu l-ai cumpărat pentru mine? Nu chiar. Adică chiar nu. Adică mi l-a dat șeful pentru un client. Înțelegi? Care va să zic că facem cadouri clienților acum? Cine, mă rog, este clientul? Vandame, știi că nu pot să zic, că nu e deontologic. Nu e deontologic, nu? Bine. Vandame, stai că-ți zic! Stai, mă, că-ți zic, Vandame! E pentru Mărlanu. Pentru Mărlanu? Da, mă! Mă, ieși la mișto acum. Nu! E, pentru asta o să-ți pară rău. Iubito. Ah,
Bă, unde sunteți, mă? Hai că a început emisiunea lui Pupăză. Ce mai ești, mânale? Vezi că te cheamă Angie. A zis să te duci urgent la ea. Hai! Stai pe aici de bună, ce t-ai uai, vezi, mă, la șorb? Scuze, iubi, dar am vrut să te dau cu parfum. Să puteai nebunit! Unde mai pui Cristin? Ieși de damă, pe jos, pe partea în altă. Nu, mărlane, vreau să te miroase matracuca, să știe că ai o iubițică. Băi, femeie, te ești înțedată, înțelegi că n-am nicio iubită. Și mi-ai mai dat și ochi, tanto! Scuze, iubi, eu am vrut să-ți dau pe piept, dar se vede treaba că ești mai scund decât în visele mele erotice și... Adică! Bună, scumpo! Bună! Ți s-a făcut dor de un bărbat adevărat în sfârșit și... M-ai sunat? Mărlane, nu-ți forța norocul, că poate apare Van Damme și te mută la reanimare, ha? Ok, acum că ne-am înțeles, să trecem la afaceri. Fii atent, am un ceas super bengos de vânzare. Și cum tu ești Dumnezeul bijnițarilor... M-a vorbit cineva, drog, eu nu-ți mă jipnești profund. Poți să câștigi câteva mii de euro la el, să știi. Dă-l-ncoa unde, dă-l-ncoa. Fii atent ce vreau, să-l porți la mână vreo 3-4 zile și să-l verifici, să nu fie stricat, nu de alta. După aia poți să-l dai cu cât vrei tu. Ceasul face vreo 10.000, dar proprietarul nu vrea decât vreo 300. Ce, da? Îți convine? Dar nu mai vrea înapoi. Alo? Sunt Cucu. Emma Cucu. Fata cu ceasul. Ceasul era subiect, boss. Da, puteți porni emițătorul. A, dracu Donald, ce-l bate pe la iautia. Auzi, Mârlane? În spargerea aia... Ce spargere, mă? Știi tu. Cât o mai am mâni? Auzi, dacă ai nevoie de ceva, de scule, de obiecte, de orice, apelează la mine. Mi-ar trebui o bormașină de-aia cu rotopercutor. Aha, vezi? Dacă nu te întrebam eu, e peretele gros, nu? N-ai, bă, nu atât gros cât tare. Auzi, dar vezi să nu care cumva să afle Angelica. Cam impresia că a mirosit ea ceva. Păi, fata, am impresia că tu, în loc să te faci doctoriță, te faci pacientă. Ce? E de la Emma! Băi, tu mă crezi stâmpită? Da, nu! Ei, bine, să dea dracu să nu fie de la Emma, că înșelatul mai e cum mai e. Dar dacă aflu că mă și minți... Știu că o să râzi de mine, dar mi-asun tot penibilul. I-ai făcut tu cadou lui Mârlanu un ceas? Nu, mă, știam eu. L-am dat doar ca să mă prostești pe mine. Să mă pui pe o pistă falsă și să nu aflu pentru ce pițiponc l-ai cumpărat. Dar lucrurile nu o să rămână așa, domnșoară. Da, mă, cumpăm! Ai greu cu ea, mai și speriat. Ia, Mârlane, auzi, da, îmi zici și mie când dai gaura, da? Auzi, Pupăză, mă, de câteva zile stoțin eu unul după urma mea, bă, mi-e și frică să merg pe stradă. M-a fi văzut că am ceas scump și vrea să-mi dea în cap să mi-l fure. Păi cum, mă, și tu, tita mai animalul, mă, și fost erou NATO? Te rog, actual. Mă rog, te speri de un ciorditor, mă? Care pupă, zăm? Vreți să-i dau eu ceasul în boț, zăm? Păi, da. Ciorete!
Vino cu altceva, că ți-aduc niște marfă proaspătă. Tot dracu de infractor. Ha? Vino cu altceva, că te crăm. Ce vrei, mă, de la mine? Ce vrei de la viața mea? Princeasă? Nu, domnul, v-am simțit parfumul de damă și am crezut că sunteți... Așa, bă, bă, dacă vă iubiți, dar ce nu vă luați, bă, tăticule, ia? De rușine, bă. Asta e, măi, matracuca care îți dă ceasuri. Așa fă-i, vrei să-mi iei iubițelul, a? Dacă nu te șmotruiesc... Zic, ia-ți pisicar de te-ar focul. Un travestit? Cu un invers de la? Ferdi, spune-mi că nu-i adevărat. Spune-mi că nu ți-a dat el ceasul ca să... Că dacă e adevărat, eu nu o să mai pot să mă mai apropii de tine. E bine, află, el mi-a dat ceasul. Și nu numai ceasul. E clar, și-a luat ceas bengos ca să poată sincroniza cu partenerul de spargere la Marle Fix. Băieți, momentul se apropie. Era și cazul. Dar cine o fi partenerul? Gogoașe, cu cine s-a mai întâlnit Mărlan în ultima perioadă? Păi, cu Emma. Ah, și se laudă că ceasul l-a primit de la ea? Suspect. Teribil de suspect. Vorba lui Nazaru Sala. Tempomen că și asta o fi implicată cumva. Ah, știi ce? Nu vrei să o filezi și pe Emma? Hai că asta chiar o să-mi facă plăcere. Au! Te ocup de Mărlan în continuare. Păi, mă ofilez eu. Auzi? Dar iubițelul ăsta al tău te iubește, nu glumă? Bă, tu iar început în peniile. Te iubește, că altfel n-ar fi stat atâtea ore privind în sus. Ia uite-l! Habar n-am cine e pletosul ăla. Hai, nu mă nebuni. Habar n-ai. Da. Păi lasă iubitul, că aflăm imediat. O să-l aduc în coace să rezolvăm problemele, ca între bărbați. Eu sunt boss. Cucu, cu ceasul. Mai durează mult filajul ăla lui Mărlanu, că deja am probleme cu bărbatul meu. Din cauza ceasului. Ia uite, iubito, cine ne spiona. Dar nu mă uitam la voi, dragă. Mă uitam la fereastra lui Dezi deasupra. Da? La ce te uitai, mă? La... O bănui că mă înșeală, mă. Păi nebunii. Cu cine, mă? Cu... Cu mine? Nu, mă, cu un client. Ce mă te-ai tâmpit? Păi dacă era ceva, eu aflam prima. Deci n-are pe nimeni. Ah, ce mai m-am liniștit. Auzi, mă, Emma, dar tu ai dat, mă, ceasul la meseriaș lui Mărlanu? Da, mă, eu. Sigur, ca să o acopere. Da, aflu eu când îl ia înapoi, că trebuie să-i dea lui Pițiponcu. Dacă s-a dus și spiralul. Ce, șeful? Șeful? Ia auziți. Opa! Domnul Mărlan a început să dea o spargere. L-ați localizat? Da, șeful, e la el acasă. Păi ce să caute la el acasă? Ce să spargă el acolo? Ha? Păi așa arată emițătorul, e emițătorul din ceas. E la el acasă. Păi da, dar asta indică așa cu o marjă de 50 de metri, tătălăule! Păi, ăsta sparge casa lui vecinul, ăla, boxer! Dar nu-i prost, domnul Mărlanu, medalii, aur! Păi voi de ce nu v-ați gândit incapabililor să spargeți voi casa aia? Ieși afară! Alo? Poliția? Vreau să declar și o spargere.
Popăză, ia-ți echipa de filmare că a început spargerea. L-a dat în gât careva din echipă. Mă, nu s-o fi înțeles sără la bani. Dacă zic de drovitura, ieșim. Și domnilor, iată că a venit momentul mult anunțat. Vestim martorii unei arestări în direct și în... reloare. Și în exclusivitate, Chiorete. Da. În camera alăturată se află un celebru infractor care chiar în acest moment dă un tun de miliarde. Și el nici măcar nu bănuiește că noi, brațul lung al legii, suntem aici și în câteva momente îl vom surprinde în direct și în reloare. Și în exclusivitate, Chiorete. Și bineînțeles, îl vom aresta. Mă rog, nu noi, poliția, noi doar filmăm. Așadar, vom intra în direct și în exclusivitate. Și în reloare, Chiorete. Atenție, fiți cu ochii pe noi, că intrăm. Asta o bagi la reloare? Fuci! O tai la montaj! Te-am prins, infractorule! Ce-i asta? Unde-i spargerea, mă? Spargerea? Da, spargerea! Spargerea a avut loc acum o oră, pupăză. Ai cam întârziat. Auzi, dar de unde știi tu că e fata mare? Mâinile sus, criminalul! Nu tu, Chiorete! Ești arestat! Dar ce am mai făcut, șef? Nu tu, Chiorete! Vă mulțumesc, șeful! Dar ce am făcut, șeful? Domnișoară! Ce mi-ai făcut, domnișoară? Ai spus că ești majoră! Șeful! Nu știu că e minoră, vă jur! Domnișoară, te rog frumos să-mi preziți un act de identitate! Adică buletinul! Idiotule, bași toată lumea în alertă pentru un amărât de sac de box. Eu? Am vrut să vă fac o surpriză. Mai deams noi un pum, mai jucam un box, mai slăbeam, mai... Mărlane, când a zis Eva să înapoiești ceasul ăla? Zic că te sparg! Da, nu, n-a zis, mi l-a dat mie să-l vând. Deci vrea să șteargă orice urmă. Nu e proastă. Dă ceasul încoace imediat, Mărlane. Las, bă, că-l văd eu ce să-ți dau. N-auzi, mă, să dai ceasul! Ia-l, bă, ia ce... Mai stai gălă. Mai repede, Mărlane! Ia! Se rechiziționează. Verdi! Hai în dormitor! Hai în dormitor! Păi n-ai zis că ți-e scârbă de mine. Nu mai mie. Că dacă ceasul de la Emma, înseamnă că n-ai făcut nimic cu perversul. Treci! Bă, am făcut, Treci! Am făcut, dacă zic, știi ce este oribile, cum mă gândesc. Au, șeful? Da, dacă l-au arestat așa cum ziceți, nu treia să bipăie luminița în sediul poliției? Nemernicul! L-a făcut gabărul ăla care stă cu el scăpat. Și acum sigur împart prada. Mă duc să-l omor. Pe amândoi. Deci, pentru cine este ceasul? Pentru nimeni, iubi, pentru nimeni. Și mai dă-l naibii de ceas. Și hai să ne împăcăm cum știm doar noi. Ce zici? O facem aici, că n-am mai făcut-o de mult. Stai pe loc, Mărlane! Nu mișca! Ce caută asta aici? Emma?
ce caută ceasul meu la individul ăsta? Deci pentru el este ceasul. Șeftul e pițiponcu. Știi ceva? Te omor. Vandame, Vandame, stai mă că e o încurcătură. Stai mă că e o încurcătură, mă, lași fără serviciu. Rămâneți cu noi. Revenim imediat. Eu sunt boss. Cucu cu ceasul. Mai durează mult filajul ăla. Ce? A, sunt proastă, am uitat textul. Ok, mersi. Deci, în camera alăturată, un spărgător te... Lemne face zgomot în bloc. Idiotule, bași toată lumea la ale... Dar în schimb, idiotule, mai e și mișto, nu? Da. Hai, luați de acolo, doamne, idiotule. Și acționez.